Bună dimineața, viață, bună dimineața, suflete frumoase! Bine ne regăsim la taina acestei zile, mesaj venit din infinit, astăzi 14 noiembrie 2023. Însă vă reamintesc că aceste mesaje sunt atemporale și sunt exact pe rezonanța vibrației voastre, exact în momentul în care le accesați. Astăzi avem un mesaj foarte profund, și anume un semn din cer, da, semne din cer. Acest mesaj s-a relevat, ca să spunem, să ne împuternicească și să ne aline. Se pare că mulți dintre noi, inclusiv și eu, trecem printr-o perioadă de transformări, de tranziții, iar aceste perioade de transformări și tranziții întotdeauna vin cu foarte multe provocări. Sunt situații de viață provocatoare pe care probabil le gestionăm greu, nu le înțelegem semnul, nu înțelegem de ce esențul, nu înțelegem de ce au venit către noi. Însă, în aceste situații de viață este important să privim dincolo de ego, dincolo de ceea ce spune mintea umană și să percepem mesajul care vine prin mintea divină. Ce este necesar să învățăm din provocările care se manifestă acum în viața noastră, pentru că nu ne vin degeaba. Sunt lecții maestru pe care este necesar să le integrăm și vin către noi, ne duc într-o situație în care poate ne simțim neputincioși și ne întrebăm de ce a venit această situație către noi, ce este de făcut, ce este de învățat și unde am greșit. E bine, nu există erori în univers, nu există erori în viața noastră. Există un cumul de consecințe care vin în urma gândurilor noastre, a faptelor noastre și a înfăptuirii noastre. Deci dacă căutăm retrospectiv și ne ducem un pic, facem un pas mai în spate, vedem că ceea ce se desfășoară acum în viața noastră, aceste lecții de viață, poate chiar tulburătoare, sunt necesare pentru evoluția noastră. Și iată vine acest mesaj, semn din cer, în care să ni se spună că suntem înțeleși, da? Că trecem prin această perioadă de tranziție, prin aceste situații sau situație dificilă, dar încă ceva, nu suntem singuri. Orice ar fi, oricât de greu ți-ar fi, drag suflet, să știi că ești susținut și ești ținut de mână ca să poți să mergi mai departe în călătoria vieții tale. Încearcă să nu te pierzi, fii puternic, puternică, aceste situații se vor rezolva, au orice problemă din viața noastră întotdeauna are o rezolvare și gândește-te că nu ești singur, nu ești singură, da? Ești ținut de mână, ești călăuzit să treci prin aceste situații de viață și ești susținut. Mai mult, ființele de lumină lucrează asupra ta în timp ce tu dormi, restabilindu-ți sănătatea ta psihică, emoțională și susținându-te ca tu să integrezi lecțiile pe care le ai din această situație de viață și să le înțelegi sensul prin mintea ta divină. Da? Foarte important. Și aș vrea să vă transmit mesajul exact așa cum a venit el, un mesaj profund, emoțional, care este pe rezonanță, cel puțin la mine este pe rezonanță 100%. Astăzi este despre semne din cer. Drag înger al cerurilor de pe pământ, cum poți să te îndoiești tu că ești singur, singură în această călătorie sacră? Ființele de lumină au fost și sunt alături de tine în această călătorie. Ești atât de iubit, iubită și susținut, susținută, mai mult decât poți percepe tu prin filtrul minții tale omenești. Îngerii știu că tu treci acum printr-o etapă de tranziție care îți alchimizează structurile ființei tale. Pot fi vremuri de grele încercări, dar nu e singur, singură. Ai alături de tine ierarhii angelice care te susțin și îți luminează pașii mai departe ca tu să urmezi exact calea sufletului tău. Pentru că sufletul tău a ales în infinit aceste experiențe. Aceste ființe îți trimit de ceva timp mesaje pentru a-ți releva prezența lor în viața ta. Triluri de păsărele scântă în fiecare miez al zorilor pentru a-ți reaminti cât ești de iubit, iubită.
În călătoria ta zilnică apar pene albe care zvestesc prezența acestor ființe. Întâlnesc zilnic mesageri ai cerului întrupați pe pământ care îți relevă mesajele sursei pentru tine. Apar cărți și articole care îți relevă exact mesajele de care aveai nevoie. Un cânt suav este auzit de inima ta și ea se deschide precum lotusul cu 1.000 de petale. Privești cerul și simți cum îți relevă taina sa. Tu știi, cunoști, adevărul divin ți se relevă. Ești un copil iubit și infinitul, oricât de greu îți este să simți uneori viața pe pământ, infinitul îți este alături. Nu uita că nu ești singur, singură în această călătorie numită viață pe pământ. Puneți chiar acum o mână pe inimă, da? Și simte dansul sacru al bătăilor tale de inimă. Acolo se înfăptuiește un miracol la care tu nu ai nicio contribuție. Cine face inima ta să bată? Nu ești singur, singură, pentru că iubirea te învăluie pentru eternitate. Foarte, foarte frumos, un mesaj de împuternicire și de alinare și de a ne reaminti cine suntem noi cu adevărat și de a ne reaminti că nu e bine, nu e rău ceea ce se întâmplă în viața noastră. Este necesar să fim puternici, să facem un pas în spate și să spunem: wow, ce experiență de viață! Ce vrea Universul să învăț din această experiență de viață? Pe mine asta mă ajută foarte mult să am această atitudine. Și haideți să vedem. Ne gândim la o situație de viață care ne frământă, o situație de viață în care noi dorim un răspuns. Și ce ar face iubirea în locul nostru acum, da? Vă reamintesc că aceste cărți sunt scrise de doamna Ana Aurora Șuncă, da? Mesaje primite din infinit, sub formă de channeling de la Isus. Și iată, camera mea din nou începe să lumineze ca la discotecă. Nu este prima oară, mi se întâmplă foarte des când înregistrez aceste mesaje de lumină. Iată semnul din cer pentru mine că nu sunt singură prin experiența de viață pe care o transced acum și nu mi este ușor. Pentru mine asta a fost un semn. Haideți să vedem, da? Deci ne gândim la acea situație de viață care ne frământă, da? Și să vedem ce răspuns, ce face iubirea în locul nostru acum. O femeie ezită și totuși. Am vise care par a fi reale. Uneori realitatea e mai vis decât visul, iar visul e mai real decât realitatea. Parcă trăise în două lumi. E dificil să relaționez cu ceilalți în starea asta. Ce sfat mi-ar da iubirea acum? Iubirea șoptește. Știu exact despre ce vorbești. Mai sunt și alții ca tine, nu puțini, și am să spun adevărul. Lumea aceasta, așa cum o vezi, este o iluzie. Ai crezut în ea, te-ai acomodat cu ea, dar ea se destramă. Pe toată planeta și pentru toată lumea, nu toți sunt conștienți de acest lucru. E nevoie de pregătire pentru asta. Între o lume veche care se destramă și o lume nouă care încă nu s-a conturat destul. Singura lege adevărată este legea iubirii. Singurul adevăr vizibil în ambele dimensiuni este iubirea. De ce? Pentru că este în inima ta. Tu ești comoara. Tu ești lumina care în această nouă lume va străluci și mai tare. Nu te teme, sunt cu tine pentru a-ți arăta drumul dacă îmi permiți. Tu ești iubirea, eu sunt iubirea și îți spun că totul va fi minunat. Nici nu știi cât de minunat, crede-mă. Deci exact pe rezonanță, pe mine acest mesaj m-a puternicit foarte mult. Și haideți să vedem și mesajul de la o carte vindecătoare, da? Mesaj cristic venit de la Isus prin îngerul de pe pământ, doamna Ana Aurora Șuncă. Să vedem mesajul lui Isus pentru noi acum. Lipsa. Lipsa. Ce altceva decât lipsa este ce altceva decât absența iubirii. Te-ai întrebat vreodată ce dar îți aduce o lipsă? Că ce îți spun că are un dar. Și ea nu pleacă până tu nu-l înțelegi și nu-l primești. E o binecuvântare ascunsă. Poate că a fost o zi în care nu ai avut ce să mănânci și ai aflat puterea iubirii divine.
Când cineva în care nu te așteptai te invita la masă sau poate că nu știai unde să locuiești și niște cunoștințe s-au oferit să stai la ei, surprinzându-te, dar ajutându-te. Acesta a fost un dar, o binecuvântare, căci ai putut afla valoarea prieteniei dezinteresate. Ea privește cu atenție. Lipsa ta e dureroasă, dar vezi care este darul ei. Poate că ești bolnav și doar așa afli cât de mult ești iubit și apreciat. Lucru pe care nici tu nu ai fi contat înainte, nu ar fi contat pentru tine înainte. Privește cu atenție. Acceptă darul, mulțumește, binecuvântează și apoi eliberează lipsa. Dă-mi-o mie pentru totdeauna. Da, să știți că eu așa fac, așa am făcut și în această dimineață, când este o situație de viață pe care simt că nu pot să o gestionez, o situație de viață care simt că mă scoate din zona de confort, încerc să-i simt mesajul, să-i înțeleg, pentru că știu că este un mesager, a venit un mesaj pentru mine foarte important. Și mă simt copleșită uneori, pentru că și eu sunt ființă umană și eu sunt om aici pe pământ și atunci îi dăruiesc lui Isus fiecare situație de viață și împreună cu el mă inspiră să găsesc cele mai bune soluții și să merg mai departe, demnă, onorându-mă și împuternicindu-mă. Dragi suflete, dacă simțiți că acest mesaj poate împuternici, poate alina, vă rog să-l distribuiți voi acolo unde simțiți că este nevoie. Vă reamintesc despre citirile energetice pentru 2024 și citirile energetice personalizate pe care le realizez, realizarea sinelui, cine sunt, activarea esenței divine feminine. Am început să lucrez cu îngerii geometriei sacre pentru activarea codurilor Merkaba din câmpul vostru de lumină. Continui cu inițierea în cele 7 raze ale Universului, o inițiere foarte profundă care se face prin vibrația maestrilor înălțați. Am să vă las linkul pentru aceste citiri în descrierea acestui video și vă doresc să fiți foarte atenți la semne, foarte atenți la semne și la intuiția voastră. Eu ieri am primit o informație esențială pentru mine, cu 2 ore înainte să se întâmple și nici nu știam că voi ajunge în locul ăla și am ajuns în locul acela și a fost exact așa cum a venit informația și deși a fost un adevăr foarte dureros pentru mine, mi-a arătat, iată cât ești de conectată, iată că mesajele pe care le primești prin inimă sunt cât se poate de reale. Dacă noi suntem conectați în profundul nostru cu vibrația sufletului nostru, noi primim toate informațiile de care avem nevoie, pentru că totul este chiar aici, în interiorul nostru. Trebuie doar să cerem și ni se relevă. Vă zâmbesc, vă doresc să fiți puternici, puternice, vă doresc să iubiți și să vă lăsați să fiți iubiți.